Prețurile mari la energie au adus pe oameni în pragul disperării. Aceștia se gândesc cu groază la momentul în care vor găsi în cutiile poștale facturile cu sume exagerate. 1 milion am plătit la gaze și 700 de lei la 70 de lei la lumină. Pentru că eu am contract fix cu, mai știu cum se numește firma. Deci eu sunt asigurată. Cine nu și-a făcut contract, pierde. Categorică suntem speriați de ce o să urmeze. Dar vă este teamă de când vor veni? După ce facturile s-au dublat, guvernul a decis să intervină. Așadar, legea va fi modificată. De săptămâna viitoare, furnizorii de energie vor fi obligați să storneze facturile. Ne vom bate ca în Parlament cumva să nu se modifice, să nu ne trezim. Repet, avem sprijinul ANR-ului, al președintelui ANR-ului și sunt convins că facem acest lucru și că vom realiza acest lucru și sprijinul coaliției, pentru că l-am discutat în coaliție, le-am explicat și au înțeles că este un lucru bun pentru oameni. Autoritățile le recomandă consumatorilor care constată că furnizorii nu au respectat legea atunci când au emis facturile să nu plătească înainte de a fi reglată situația.